Eu să vorbesc de aici pentru că vreau să urmăresc atent ce mi-am notat. Că sunt foarte multe lucruri de spus despre acest roman. George Saunders este un scriitor american în plină vogă, în mare ascensiune. El este un scriitor a cărui biografie are, mărturisește, o gestație literară lentă. El debutează cu acest roman acum, anul trecut, adică când se apropie deja de 60 de ani. Devenise faimos pentru proza scurtă, care era într-adevăr premiată, gustată, apreciată, deja tradusă și în românește. Iar acest roman este o premieră pentru el. Acest scriitor vine de fapt de niciunde. El nu are un background academic literar. S-a ocupat de ingineria de mine, a avut o biografie foarte aventuroasă, a lucrat prin diverse colțuri exotice ale lumii, apoi s-a întors în America, dornic să facă literatură. Apropo, dragostea de literatură l-a cuprins în timp ce lucra la mine. Unul din locurile lui de muncă era undeva în Sumatra, într-o junglă, de unde făcea cu elicopterul 40 de minute până la cea mai apropiată așezare. Și lucra acolo două săptămâni la mine, după care avea două săptămâni liber în orașul unde ajungea cu elicopterul. Și atunci, la fiecare asemenea navetă, se întorcea în cordurile de lângă mine, unde locuia și unde lucra, cu valize de cărți. Tot citind și-a dat seama că vrea și că poate să înceapă să scrie. Și a început să facă lucrul acesta. Asta pentru mine e un semn că, în general, cu marii scriitori, lucrurile stau cam așa. Literatura îi alege pe ei și nu ei aleg neapărat literatura. Povestea acestui roman este o poveste care vine cumva simetric cu povestea acestui destin al lui. Dacă el a așteptat atât de mult până să înceapă să scrie, acest roman a așteptat la rândul lui foarte mult până să înceapă să fie scris. Cu 20 de ani înainte să-l scrie, George Saunders s-a plimbat cu familia lui printr-un cimitir din Washington și la un moment dat o verișoară de-a lui i-a arătat undeva pe o colină, o criptă și a spus, uite, acolo a fost înmormântat copilului Lincoln. Abraham Lincoln, președintele american, în primul an de mandat, în 1862, a pierdut un copil. Copilul lui avea 12 ani, a murit. Și verișoara lui a spus, uite, acolo a fost îngropat și se spune că după ce a murit și după ce a fost copilul îngropat acolo, Lincoln venea noaptea și stătea într-o suferință extraordinară, petrecea ore în șir, de nu cumva nopți în șir, suspinând la mormântul fiului lui. În acel moment, în mintea lui George Saunders, a apărut o imagine. El spune că a fost o imagine, un cuplaj bizar între memorialul Lincoln și Pietà. Cunoașteți memorialul Lincoln de la Washington? Probabil el nu se referea, scriitorul, chiar la memorial, ci se referea la statuia lui Lincoln din interiorul memorialului. Acolo știți că un soclu enorm ridicat la vreo 9 metri de la pământ, se găsește această statuie a lui Lincoln care șade într-un jilț aproape un tron. Statuia însă și înaltă și ea de vreo 6 metri și Lincoln stă acolo, privește cu o față serioasă, gravă, drept înainte, drept spre viitor a vrut artistul, iar pe jilțul pe care stă se află steagul american. Bine, acest cuplaj cu Pietà, vă amintiți evident imaginea capodoperei lui Michelangelo de la San Pietro, unde avem pe Maica Domnului care își ține fiul mort în brațe și îl privește cu o stranie seninătate și în același timp cu o tristețe profundă, extraordinară. Ei bine, acest cuplaj între Lincoln, cel de la memorial, și figura părintelui care își vede copilul mort și îl ține în brațe, s-a suprapus cumva în mintea lui Saunders. Ei bine, imaginea asta a stat acolo 20 de ani. Au trecut 20 de ani până când Saunders a început să scrie ceva, și anume acest roman, declanșat de această imagine, de acest joc extraordinar al minții lui, până la urmă mintea unui mare scriitor. Acum, aceasta
anecdotă, sigur că poate explica gestația romanului, cum și de unde a apărut această carte. Dar această anecdotă este poate și cheia cea mai potrivită ca să pătrundem în această carte, care altfel nu e ușor de citit. Nu e una din acele cărți pe care le iei seara înainte de culcare, te întinzi în pat și curg frumos pagină după pagină și la un moment dat, când mintea ta e deja antrenată și liniștită și tu însuți ești mulțumit de modul în care îți merge mintea, picotești și adormi. Nu e genul ăsta de carte. E o carte care solicită, te solicită deopotrivă intelectual și emoțional, solicită o minte alertă, pentru că ea, din punct de vedere tehnic, să spun așa, este alcătuită dintr-o grămadă de pasaje din presa vremii. Cartea se petrece practic acțiunea într-o singură noapte, e vorba de noaptea în care Lincoln se duce la 1962, la mormântul fiului lui. Acum, de ce Lincoln in the Bardo? Bardo, trebuie să știți că autorul, deși născut catolic, de câțiva ani practică budismul. În budismul tibetan, Bardo este numele acelui interval pe care sufletul îl petrece după moarte până la momentul la care se decide în ce anume se reîncarnează. Cum știți, ideea lor în esență este aceea că omul după ce moare, în funcție de modul în care și-a ispășit păcatele sau nu, se reîncarnează în diverse ființe, poate fi o râmă, poate fi un porc sau dimpotrivă, poate fi un sfânt, poate fi un om curat. Bine, în acest interval care se cheamă Bardo, sufletele, vă dați seama că stau într-o anumită agitațiune, așteaptă lucruri, sufletul tânărului, copilului se află acolo și cimitirul, noaptea, este de fapt locul în care o grămadă de alte suflete care se află acolo își pun povestea într-o relație extrem de interesantă cu Lincoln. Lincoln ajunge să aibă acces la acest teritoriu intermediar prin suferință. Cartea, până la urmă, este o carte care explorează suferința și anume suferința în această variantă a ei extrem de puternică. Suferința unui părinte care pierde un copil la 12 ani. Acum, Abraham Lincoln, pe care o să-l găsiți aici, este poate un pic altfel decât cel pe care îl știm sau pe care îl știți. Știți că el este deja în Statele Unite ale Americii un mit politic. Mitul politic este acela care transcede, a cărui legendă transcede cadrul strâmb al propriului său partid. Cine mai știe astăzi dacă Lincoln a fost republican sau democrat? A fost republican. Dar în acest moment toată lumea americană se raportează la Lincoln. Asta înseamnă că a devenit un mit politic. Vorbele lui, acțiunile lui sunt asumate de politicieni din tot spectrul politic american și nimeni nu le reproșează. Stai, domne, că Lincoln nu era de-al tău, era de-al lor. Ei bine, acest om era un personaj extrem de apart. Avea 1,93 m și 90 de kilograme. Era, până și după standardele noastre de azi, un om voinic, un om zdrav. Și acest om a fost autodidact. Era un om de inteligență sclipitoare, extraordinară. Asta i-a și permis să fie un retor foarte bun. Dar în același timp era un om apăsat în permanență de o tristețe anume. Și părerea mea este că Lincoln era un om fundamental trist pentru că a fost un om care în preajma lui moartea s-a făcut simțită tot timpul. Vă zic că când el avea 9 ani, i-a murit mama. Când el avea 19 ani, i-a murit sora în timp ce năștea un copil care și el a fost un copil născut mort. La 41 de ani a murit un copil, la 51 de ani a murit al doilea copil. În plus, Lincoln mai avea, pe lângă această tristețe, o trăsătură pe care eu vreau să o subliniez, deși poate nu reiese neapărat din carte, dar care e cumva extrem de interesantă în binom cu tristețea. Era un om cu umor. Lincoln era urât sau trecea printre contemporanii lui drept un om urât. Și el însuși avea capacitatea, fiind un om extrem de inteligent, cum spuneam, să fie autoironic. Știți că autoironia este dovada unei inteligențe extraordinare. Autoironia este un joc pe sânge.
extrem de riscant, în care imediat poți să cazi și să te faci de râs, dar dacă știi să-l joci, este impecabil, este imbatabil și îți conferă ție ca personalitate până la urmă una dintre cele mai interesante căi spre succes. E bine, Lincoln era un om care practica autoironia. Am găsit la un moment dat că el însuși făcea glume despre propria lui urâțenie. La un moment dat el povestea apropiaților că se plimba într-o pădure și deodată a apărut o doamnă care călărea și calul în galop, doamna cu cal, în fine, l-au văzut, calul s-a oprit brusc, speriat, acabrat, doamna s-a speriat la rândul ei, în fine, abia și-a putut ține în frâu calul și s-a uitat la Lincoln și i-a spus: domnule, dar ești foarte urât. Și Lincoln mi-a spus: da, dar n-am ce face, asta e. Și femeia a spus: ba nu, ai ce face, stai Dumnezeule acasă, nu mai ieși pe stradă. Bine, omul povestea despre el însuși asemenea anecdote, sigur că lumea s-a amuzat, lumea vedea, dar din perspectiva noastră de astăzi, asta face dovada unei calități umane cu totul și cu totul excepționale. Spunem că această carte este o carte a suferinței, o carte despre suferință și o carte care, până la urmă, îți arată ce poate face suferința cu tine. Te poate duce în această lume, acolo unde se află ființa a cărei moarte ți-a produs suferința. Sigur că este până la urmă și o meditație despre moarte. Este o meditație despre moarte într-un teritoriu al ambiguității. Acest bardo e un teritoriu al ambiguității. Nu ești nici pe deplin mort, nici pe deplin viu, nu știi bine ce urmează să ți se întâmple și adesea pentru lucrurile cele mai certe în viața asta și nimic nu mai e cert pentru viața noastră, nu e mai cert decât moartea. Adesea, despre aceste lucruri poți vorbi cel mai bine tocmai plasându-te într-un teritoriu al ambiguității. Tocmai pentru că certitudinile sunt atât de puternice, de extrem de riscant să le așezi în formule. De altfel, această carte despre suferință îți mai arată și acest fapt minunat, că suferința îți deschide porțile sufletului spre dimensiuni, spre un potențial pe care nu l-ai fi niciodată anticipat. Lincoln in the Bardo este o carte ca un lung și profund suspin și este o carte pe care, dacă vreți, o puteți citi nu neapărat sau și într-o altă cale decât asta, puteți la un moment dat să faceți legătura între deciziile pe care marele președinte Abraham Lincoln le-a luat după 1862, după ce a trecut prin această tragedie și ce îi se întâmplă aici. Pentru că până la urmă Lincoln a fost promotorul unui tip de libertate care era puțin cunoscut în America și probabil în lume în acel moment. Lincoln a fost promotorul unei gândiri eticiste, moraliste, care iarăși nu era foarte obișnuită pe atunci. Vă reamintesc că el este probabil primul președinte care dă importanță declarației de independență, importanță egală cu importanța Constituției Statelor Unite ale Americii și cei care sunt cumva familiarizați cu acest raport între aceste două texte fundamentale, înțeleg ce vreau să spun. Constituția Statelor Unite ale Americii este un monument de legalitate, în vreme ce declarația de independență este un monument de moralitate. Și Lincoln este cel care le pune pe același plan. Bine, puteți gândi, dacă vreți, în funcție de ce veți descoperi că se întâmplă lui Abraham Lincoln în această carte și proiecția acțiunilor lui viitoare și a întregii lui gândiri. Pentru că, până la urmă, din suferință se poate naște, iată, nu numai un tip de empatie și nu numai un tip de înțelegere profundă, specială a vieții și a morții, ci poate și o viziune socială și politică. Vă mulțumesc mult și vă îndemn să citiți această carte.